Președintele Alexander Lukashenko a declarat faptul că datorită dictaturii în Belarus domnește ordinea și bunăstarea, în timp ce oamenii din Occidentul cel bogat ar vrea să vină în țara sa ca să cumpere un produs de bază precum sarea, dar nu sunt lăsați pentru că liderii lor nu vor să afle că belarușii trăiesc normal. Am deschis granița pentru ei înainte de Paștele Catolic și de Radunița, care va fi peste câteva zile, să vină oamenii din Polonia, Lituania, Letonia să viziteze mormintele rudelor lor, așa cum a fost întotdeauna. Le-am permis asta fără vize și ce să vezi, oamenii nu sunt lăsați să vină în Belarus. De ce? Pentru că oamenii vin la noi și cumpără sare. Ei bine, nu au sare. Occidentul mare și bogat nu are sare și pentru că oamenii să nu spună că belarușii trăiesc normal, pur și simplu nu îi lasă să vină. Asta e întreaga lor democrație. Slavă Domnului că la noi este dictatură, a menționat ironic președintele Belarus, citat de agenția de presă Belta. Lukashenko, fost director de Sovhoz, a făcut aceste afirmații într-un discurs susținut în timpul unei vizite la o societate agricolă din regiunea Gomel. Pe de altă parte, Lukashenko a spus că Rusia și Belarus nu vor putea fi îngenunchiate de Occident, afirmând că sancțiunile occidentale au determinat Minskul să caute noi oportunități. Armata rusă a folosit teritoriul Belarus pentru invazia sa militară din Ucraina la începutul campaniei și ulterior pentru a se retrage aici atunci când a abandonat regiunile nordice Kiev și Chernigov.